Bună ziua, dragii mei telespectatori! Bine ne-am reîntâlnit. Țin să vă mulțumesc pentru comentariile frumoase, pentru încurajare. Să înțeleg că din ce în ce mai puține comentarii contra. Mă bucur că am dat dovadă că suntem niște oameni educați, că putem comunica și fără jigniri. Și vă mulțumesc încă o dată. Haideți să demonstrăm tineretului că suntem niște oameni maturi și că putem comunica și intra în polemici de bun simț fără jigniri. Bravo, mă bucur. Sunt foarte mulțumită și fericită și aș vrea să mergem pe același drum. Să distribuiți în continuare vlogurile mele pentru că eu nu mai pot să distribui pe grupuri, să ne facem mai auziți. Și cu asta, haideți să începem. Aseară am primit niște mesaje de la mai multe susținătoare care mi-au spus că Gabi ar fi făcut două, trei conturi false ca să o denigreze pe Ela. Poze de ochiate, live-uri în care Ela roagă susținătorii să atace pe Cătălin și pe băieții care au jignit. Apropo, Gabi, dacă tu ești ăla, nu știu cum ai avut tu curajul să pui chestia asta, că dacă stau să mă gândesc, tu ai pornit bătaia. Tu ai sărit primul la bătaie și, din contră, Ela ți-ar fi dat o mână de ajutor. Acum, știți cum e, chiar dacă Ela ne-ar fi înjurat, ne-ar fi rugat, eu una acum văd live-ul, dacă ei se purtau frumos, oare crezi că îi înjura cineva? Eu atâta te întreb pe tine. Dacă acum Ela ne roagă, repet, să înjurăm, nu știu, să dau un exemplu, pe Berna sau pe Filip sau pe Livian, fără să aibă argumente plauzibile, crezi că am înjurat pe cineva? Eu una nu înjur. Crezi că ar fi cineva obraznic cu ei? Nu. Tind să cred că tu de multe ori te stăpânesc mai mult, pun stăpânire pe tine mai mult nervii și ai niște reacții necontrolate. Dacă ești tu în spatele acelor conturi, urât, nu faci altceva decât să te umilești și mai tare și chiar nu este atitudine de bărbat, sincer îți spun. Ai spus în emisiune că vrei să o denigrezi, ai spus în emisiune că stai pe capul ei, dar nu-ți face cinste. Asta dă dovadă că nu ești bărbat, că încă ești un copilaș. Un bărbat nu se pretează la așa ceva. Nu se coboară la așa ceva, că e bărbat. Asta e. Și acum să începem. Asta a fost așa o mică paranteză. Dacă este cu adevărat Gabi, încearcă să nu mai faci chestiile astea, că nu faci altceva din ce am înțeles de la susținătoare că tu ai fi. Nu am dovezi concrete, dar tind să cred că tu, pentru că tu ai amenințat lucrul ăsta în emisiune și ai spus că asta vei face. Și plus de asta, nu prea am văzut comentarii așa contra lui Ela, pa din contră. Vote la... Nu știu dacă dă bine, poate din contră te enervează și mai tare. Și îți faci rău singur. Chiar asta îți faci rău singur. Dar acum închid paranteza și să mergem mai departe cu rezumatul zilei de ieri. A început o dispută între Diana și Gabriel. De la un lucru banal, o joacă cu mânjii de ciocolată. Ca să constate, de fapt, ei la nervi. Și de aici încă o dată îmi întărește lucrul ăsta că ei nu au făcut un cuplu din dragoste. A fost un cuplu forțat, un cuplu pentru a rămâne în casă, pentru a face cuplu de emisiune. În momentul când ne certăm, nu putem să ne aducem astfel de acuze și destul de grave. Ce acuze? Acuzele cele mai tari și cele mai urâte mi s-au părut din partea lui Gabriel,
Diana era ușor, ușor reținută și mi-a dat impresia că n-ar vrea ca Gabi să dea foarte multe din casă. Bineînțeles că în apărarea Dianei a sărit pirui Ligi și cu Marius și n-au făcut altceva decât să ne întărească acest lucru că sunt multe chestii la mijloc. Apropo, de azi înainte, acest grup, eu o să-l numesc ceata lui Pițigoi. Ceata lui Pițigoi, dai într-unul, țipă doi. Aici nu e dai într-unul, țipă doi, aici dai într-unul, țipă patru. Deci ceata lui Pițigoi la puterea a doua. Da, în sfârșit, haideți să o luăm așa. Ce acuze a făcut Gabi? Că a mai vorbit cu fete, că Diana i-ar fi spus că și el a vorbit cu fete în timpul relației, la care el a spus da, dar ți-a mers și ție bine. Asta sună nu prea bine. Să înțelegem că ce? Ce s-a întâmplat? Știți, când era Cătălin în casă, băieții, i s-au mai adus niște acuze de genul ăsta lui Gabi. Nu vreau să intru în subiect atât de profund încât să-mi spun exact părerea mea, ce am înțeles. Vreau să vedem în timp, dar tind să cred că ce au spus cei din casă este cam adevărat. Cum adică am vorbit cu fete și ți-a mers și ție bine? Îți trimit bani? De ce? Pentru ce? Sună cam ilegal. Nu știu cum să spun. Sună cam ilegal, Gabi, dar asta e problema ta. Nu mă interesează, nu intru în subiectul ăsta, dar mare atenție la ce scos pe gură, că se interpretează și se interpretează nu prea bine. Nu te văd bine. Acum, Diana, a mai fost o discuție acum câteva săptămâni în casă, o lună, două, nu mai țin minte. Și Berna ne-a adus aminte că tot așa a fost acuzată Diana că îi dă bani Gabriel. Bineînțeles că atunci au sărit toate de fund în sus cele din ceata lui Pițigoi, pirui în speță, că ea nu este adevărat, că banii îi depune mama ei pe card. Pe cardul lui Piriu și Piriu îi scoate banii și poate să confirme. E, uite că acum a spus chiar domnul care dă bani. Cum facem? Cine minte? Sau cine spune adevărul? Gabriel sau voi? Eu tind să cred că Gabriel. Așa că, încă o dată, ați mințit. Și tu, Piriu, și tu, Diana. Și ai mai spus o chestie, Piriu, că tu ești credibilă și că doamna Mantea ți-a spus. Ai fost odată. Iar acum te îngropi în minciuni. În fiecare zi te îngropi în propriile tale minciuni. Îmi pare rău să-ți spun. Așa că nu mai trăi cu impresia asta că tu ești foarte corectă. Nu. Chiar tu ai spus că nu primești și că ridică banii, îi se pun bani pe cardul tău. Iar acum Gabriel vine și spune că asta e. Ce mi-a mai... Mi s-a părut așa. La Diana, ca să-mi dai mie bani, tu trebuie să decartezi 10.000 de euro. Măi, draga mea, dar unde ești? La Hollywood? Dar nici acolo nu se decartează atât. Dar cine te crezi? La care Berna spune 200-300 de euro și Piru iar sare din ceata lui Pițigoi. Dar ce, ăia sunt bani? Păi, nu sunt bani, ai dreptate tu. Dacă voi încasați mult, nu sunt bani. Ce să zic? Aveți grijă ce vă iese pe gură, că noi vedem. Noi vedem, voi în furie nu mai vă dați seama ce vorbiți și nu prea cădeți așa de frumos. Închid un pic paranteza. Marius începe și el cu atacuri și vrea să o scoată pe Diana. Că vezi, doamne, nu e adevărat că a spus-o Gabi la nervi, dar nici el nu crede că îl dă fața de gol.
că cu ce ar putea să o amenințe Gabi, decât că îi dă o masă. Dar fiți atente la fața lui Marius, chiar turcii au pus camera pe el, că nici el nu credea. Deci a lăsat capul jos și a mușcat buza, adică ne-a dat de înțeles că nu e tot adevărul care vrea să-l spună el. Așa că v-ați cam dat cu buta în cap, toți. Toți. Ceata lui Pițigoi, v-ați cam dat cu buta în cap. Altceva n-ați făcut decât să ne întăriți ceea ce credem noi despre voi. Că unul țipă și s-ar patru, că îi luați apărarea, nu mai țineți cont ce ați mai spus în trecut. În sfârșit, e problema voastră. Voi vă îngropați și voi vă denigrați și voi ne arătați că nu sunteți corecți și că mințiți. Așa că, după faptă și răsplată, noi nu spunem nimic încă o dată. Noi vă apreciem și vă vedem adevărata față după faptele voastre. Deci nu ne dăm noi cu presupusul. Voi ne arătați. Asta nu vreți voi să înțelegeți. În sfârșit, începe Pirui cu Bianca. Dragii mei telespectatori, eu am spus de la bun început că sunt imparțială, că nu favorizez pe nimeni și că taxez pe toți care consider eu că nu au fost corecți, iar în momentul când vor face ceva de bine, o să-i laud. Mie cam greu să spun, dar asta e, trebuie să fim corecți și să spunem adevărul. Începe cearta între răfuiala între Pirui și Bianca. Și aduce aminte Pirui că în gală Bianca i-a reproșat că s-a culcat cu jumătate din zalău. Bianca a spus chestia asta în momentul când Pirui a acuzat-o cu mocanu. Iar ea, drept săgeată, răspuns, replică, i-a spus că s-a culcat cu tozalău. E, dragii mei telespectatori, îmi pare rău, Bianca, dar trebuie să-ți spun și acum vreau să fac o mică atenționare și către fetițele astea de 14-15 ani care urmează să intre în viață. Să înțeleagă o chestie, chiar și fetei mele și nepoatelor le-am adus la cunoștință chestia asta, că știți cum e, cel mai bine învățăm din greșelile altora ca să nu ajungem să cădem și noi în greșelile lor. Dragele mele viitoare domnișoare, ca să înțelegeți un lucru, tot ce faceți în viața asta, urmările vor fi în viitor. Așa că Bianca, în momentul când a fost acuzată de Pirui, ea nu trebuia să scoată pe gură, mai ales dacă nu are dovezi, că Pirui s-a culcat cu jumate din zalău sau că știe jumătate de zalău de ea. De ce? Că ea vine imediat și dă și mai tare în ea cu lucruri știute de toată țara. De asta trebuie să avem mare grijă de cum ne comportăm în viața de zi cu zi, că ne rămâne în spate tot ce facem. Îmi pare nespus de rău, m-am pus în papucii Biancăi, sunt conștientă că nu-i cade bine. Dar de moment, Bianca, bine ar fi să nu mai intri în atacuri de-astea dure, că îți scot în evidență și îți readuc aminte de ce ai făcut și nu prea ai cum să ieși atâta timp cât ele nu au făcut. Și plus de asta mai intră și Livian într-un conflict care, asta e, dar Livian și-a asumat, știe ce ai făcut, e problema lui, asta e. Va fi o perioadă destul de lungă, părerea mea, cu genul ăsta de reproșuri, mai ales la petreceri, când bărbații se îmbată, când femeile mai bea cât un păhărel și tu vei fi ușor obraznică, cam asta va fi arma cu care vor ataca majoritatea. Acum,
Mai mult ca sigur îmi veți spune susținătoarele Biancăi, păi și cam ce-i vrea tu acum să facă, să tacă și să o punem la zid? Nu, să nu punem la zid, dar ideal ar fi ca Bianca să nu mai intre în genul ăsta de conflict. Dacă Piru i-a spus că Mocanu i-a trebuia să tacă, atât, nu mai trebuia să pluseze, că atunci puneau tunurile, cum s-a și văzut, a pus tunurile pe ea și chiar nu prea au ieșit frumos, au ieșit ușor și Fona și Bianca și Livian. Că sunt niște fapte care le știm cu toții. Eu acum, și puneți-vă și dumneavoastră în papucii lui Pirui. Eu, una. Dacă vine cineva și mă atacă, mai ales că eu știu că n-am făcut nimic. Eu am un singur bărbat în viața mea și acela mi este soț. Și vine și mă atacă cu niște chestii urâte și spune și de față cu soțul meu niște aberații. Eu nu pot să tac. Și mai ales că știu ce trecut are. Și mai ales că știu că o țară întreagă a văzut. Automat îi dau și eu replica. Deci cam asta se întâmplă. Îmi pare rău. Îmi pare rău, Bianca. E foarte greu să treci peste cumpăna asta. Dar încearcă să nu mai fii provocată, să nu mai provoci. Încearcă să stai un pic în umbră până se mai limpezesc ușor apele. Pirui, din partea mea, urât, urât. Nu trebuia să ajungi la chestiile astea, dar fiind o persoană colerică, rea, abia așteaptă chestii de genul ăsta. Abia așteaptă chestii de genul ăsta ca ea să poată să atace cu faptele tale. Cam asta e. Îmi pare nespus de rău că s-a ajuns aici. A intrat și Livian, a încercat Livian să o scoată oarecum și să înceapă și el să o amenințe pe Pirui, dar nu a dat nimic concret. Marius a spus o chestie destul de normală: dacă tot o acuzați, aduceți-mi dovezi să văd și dacă e ceva, chiar eu o să o atac. Dar nu ai cum să ataci o persoană atâta timp cât nu știi nimic de ea concret. Cam asta e. Bianca, în primul sezon, cam asta făceai tu. Atacai, dar tu știi trecutul tău și nu trebuia. Și vezi, uite, acum tot ce ai făcut tu în trecut se întorc. Și se întorc săgeți din toate părțile. Nu e bine. Stai, stai deoparte, nu mai intra în conflict. Știu că ai spus că ce-ai putea să faci tu, să nu mai vorbești în emisiune. Da. Cam asta ar fi. Nu mai contrazice, nu mai ataca. În momentul când ataci, e logic că îți primești și tu lovitura. Și e destul de dureroasă pentru tine, te înțeleg. Mai dureroasă mi se pare, din punctul meu de vedere, a bărbatului. Mi se pare mult mai dureroasă a lui Livian, pentru că tu, dacă îți primești oarecum niște atacuri, tu măcar le-ai făcut, le-ai simțit, e problema ta, era normal ca să ți le primești tu. Dar Livian le primește gratuit pentru că te iubește. Și un bărbat este oarecum înjosit, să zic mai pe românește. De asta nici nu... Nu prea vreau să mai comentez așa foarte mult pe chestia asta. Ce am mai văzut? Am văzut că Berna a adus în discuție o fază între Pirui și fostul pe telefon, că a văzut o poză, că i-a trimis susținătoarele, în sfârșit, ceea ce... Să zicem că le-a trimis susținătoarele, că n-a intrat ea pe profilul lui. Hai să spunem așa, că i-a trimis susținătoarele. Și ea a zis, vai, nu pot să cred că e cu fata asta, în sfârșit. Ce mi-a plăcut? Mi-a plăcut la Marius că i-a dat dreptate Bernei și i-a spus, da, ești corectă, știam de faza asta.
mi s-a adus la cunoștință exact ce ai spus tu, asta mi s-a spus. Deci dai dovadă, Marius, că încă mai ai momente de luciditate, de corectitudine și că ești ok din punctul ăsta de vedere, îți asumi. Nu știu ce se va întâmpla, dacă va ieși vreodată ceva la ceva mai puțin ok față de pirui, ce reacție vei avea? Tare sunt curioasă să-ți văd judecata ta de bărbat. Dar până atunci, bravo ție, o susții, ai spus bine și lui Livian. Livian, asta e, îmi pare rău, dar v-am spus, sunt o femeie, o telespectatoare imparțială și vreau să vă scot în evidență și bune și rele. Ei spus lui Livian că nu-ți convine să le facă o apă și un pământ pe Pirui și pe Bianca. Da, aici ai dreptate, nici mie nu mi-ar conveni să mă asocieze cineva și cu o altă persoană care a avut un trecut ușor vicios, să mă asocieze cu ea și să mă pună în aceeași oală. Nici mie nu mi-ar conveni și cred că nici soțului meu. Deci, cam asta ar fi. Livian, mare atenție, e greu, e foarte greu, n-aș vrea să fiu în pielea ta și nici a Biancăi, dar haideți cu toții să nu-i mai punem așa la zid, haideți să ne educăm copiii și să le arătăm copiilor, de asta am și spus că este o emisiune educativă, că din greșelile lor putem învăța chiar și noi adulții, putem să le arătăm copiilor noștri exact ce urmează să li se întâmple dacă fac ceva de genul și cum vor fi văzuți în societate. Îmi pare rău, dar trebuia să spun. Asta e. N-am ce să fac. Sper pe viitor, Bianca, să încerci să eviți pe cât posibil să mai provoci și să fii provocată, ca să nu mai, măcar o perioadă până se mai uită din ce ai făcut. Livian este într-o postură urâtă, trebuie să-ți ia apărarea, nu poate să tacă, că e normal, dar cade și el. Am văzut acum că el este luat în bâză. Asta e. Îmi pare nespus de rău. Pe ultima sută de metri, Renat, care a adus zâmbetul pe fața tuturor, cu limba lui română ușor strălcită. Diana, cum spui tu că nu te bagi? Da, de 10 ore ai spus, vreau să spun. Bravo ție, Renat! Deci ai înțeles și tu că Diana este genul de persoană care caută decât cârcotă și scandal. Și mai nou, dragii mei telespectatori, ce am mai observat și bine că mi-am adus aminte ca să punctez, ce ați observat ieri la Diana? Pirui avea o altercație cu Bianca, da? Și cu Livia. Pe cine a pus tunurile Diana? Pe Bianca. Deci ce face Nașa? Face și Fina. Urât, măi, Diana, mă, urât. De ce trebuia tu acum să o atași pe Bianca? De ce? Că ai văzut că a atacat pe Nașa. V-am spus bine ceata lui Pițigoi. Chiar sunteți ceata lui Pițigoi. Treaba voastră, dacă voi vreți să fiți așa, e problema voastră. Eu îmi fac datoria mea de telespectator, îmi dau cu părerea și să vedem care cum sunt. Dragii mei telespectatori, îmi cer încă o dată scuze că mai fac și haz de necaz, dar credeți-mă că chiar mă face să râd această ființă Diana, care se mută așa și se schimbă de la o zi la alta precuvântul. Nu are demnitate de femeie. Deci ea, ce spune acum Pirui, ea execută, deci nu stă la discuții. E exact ca săgeata aia, ca racheții aia. Te duci și îl omori, te duci și îl măcelărești. Cam asta e Diana. Dacă vede că are cineva conflict cu Pirui, ea imediat ia inițiativa și e călare. Urât, măi, Diana, în primul rând ai dovadă că n-ai demnitate de femeie, n-ai coloană vertebrală și că ești o femeie parșivă care nimeni n-o să aibă încredere în tine. Și
Pirui va fi și ea atacată de tine, dar stai să ieși din emisiune, că acolo vrei tu să și tragi, tragi, tragi tare de tot cu dinții să rămâi în emisiune. Asta e treaba ta, e problema ta. Dragii mei telespectatori, acum urmează să vedem emisiunea de astăzi. Mâine ne întâlnim la cu rezumatul zilei la emisiunea de astăzi. Voi face rezumatul mâine și îl postez tot așa dimineață. Nu mai știu exact, că eu vă spun 1 și 3. Oricum, în prima parte a zilei va fi postat, în funcție de timpul meu. Voi pleca pe 23 sau 24, nu mai știu exact ziua, că am un soț care niciodată nu știu când plec și unde plec, decât atât știu. Grecia pe 23 sau 24. Și acum vă mulțumesc încă o dată pentru mesajele de încurajare. Vă rog frumos, abonați-vă cât mai mulți. Acum am vorbit cu cineva că mi-a sugerat o susținătoare să fac cutiuța votului. Nu mă pricep. Nu mă pricep, mă interesez dacă reușesc, o să o fac cu drag. Că mi-a cerut-o. Mi-a mai cerut o clientă, scuzați-mă, sunt obișnuită de la serviciu, o susținătoare să fac și live-uri. Mai dați-mi un pic de răgaz să mă obișnuiesc cu camera și cu tehnologia asta și cu siguranță voi face. Voi încerca să fac în concediu în Grecia, să vedeți și situația grecilor după pandemie și cum s-au organizat ei. Asta este ideea mea, ca să vă arăt și vouă, dragii mei susținători, ce se întâmplă și în alte țări cu pandemia asta. Nu știu ce o să fie. Vedem. Sper să nu intru în carantină după ce vin de acolo. Sper. Nu știu. Vom vedea. Și cu asta, încă o dată, vă mulțumesc din suflet. Abonați-vă cât mai mulți, comentarii, like să le arătăm și distribuiți, că nu mai pot distribui pe grupuri. Mi-au blocat distribuirile. Da? Care sunteți de acord cu mine și care vă place ceea ce fac și vreți să ne mulțim? Distribuiți să le arătăm că suntem puternici. Vă pup cu drag a voastră, Laura. Pe mâine!